În primul rând, vreau să-mi cer scuze față de voi, am făcut reclamă la ceva ce nu trebuia și vreau să vă explic și de ce. Știu că clipul ăsta să trebuia să fie despre altceva, să vă arăt ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de ce am fost mai puțin activ pe rețelele de socializare în ultima vreme, să aduc niște explicații. Eu am plasat un clip vinerea trecută în care v-am arătat niște chestii, pe mulți dintre voi a făcut mai confuz decât ar fi trebuit, dar uh, trebuia să vin cu niște explicații. Oricum, eu cred că ce urmează să vă zic este un pic mai important, probabil clipul ăsta o să apară. Alt cândva, probabil o să apară săptămâna viitoare, mai vedem în funcție și cât de rapid editez și o să vin cu explicații necesare. Până atunci, vorbim aici, aici am un iPhone, ultimul iPhone a apărut. Telefonul ăsta trebuia să-l am mult mai devreme. Dar s-au întâmplat niște chestii. Hai să dăm cu intro și să vă explic ce s-a întâmplat pentru că eu nu am nicio șansă să primesc device-urile mai devreme decât data lor oficială de lansare în țara respectivă, adică în România în cazul nostru, eu trebuie să mă ocup de comenzi și trebuie să fac comanda cât mai rapid posibil. Și să fim serioși, când a fost vorba de iPhone, au început precomenzile cu ceva timp înainte. Majoritatea companiilor și site-urilor care vând telefonul au început precomenzile pe 20, 20 septembrie. Asta este data când telefoanele au plecat spre primul val de țări. Nu știu exact după ce criterii se stabilesc și se aleg aceste țări, dar România nu a făcut parte din primul val. România a făcut parte din valul 2, așa că pe 20 nu aveau cum să ajungă în România. În schimb, pe data de 13, 13 septembrie, cei de la Quick Mobile au lansat precomenzi. Pe 13 septembrie, la ora 3 după amiază, butonul de precomenzi a devenit activ, în condițiile în care niciun alt site nu dăduse drumul la precomenzi. Majoritatea au dat drumul la precomenzi pe 20, în primul val, cum ar veni, chiar dacă România nu se afla, dar atunci au început precomenzile în România. Eram super entuziasmat pentru că pot da precomandă mult mai rapid, pot face chestia să se întâmple, să-mi vină device-ul să mult mai repede ca eu să pot face review, să-l filmez mai rapid și să lansez niște videouri odată cu trendul, să niște, chiar dacă sunt oricum deja câteva videouri pe net cu telefonul, eu am și eu ideile mele și voiam să le pun pe net cât mai rapid posibil. Așa că eram super mega bucuros când am văzut că Quick Mobile lasează, face precomenzi de pe 13, o dată mult, mult prematură, ca să zic așa. Așa că eu împreună cu o colegă de muncă am zis hai să facem precomenzile pe Quick Mobile. Eu am mai cumpărat de la ei, am mai făcut comenzi, s-au comportat ok, chiar le-am și făcut reclamă și îmi retrag asta acum. Dar păreau ok. În momentul ăla părea totul super ok. Deci pe 13 septembrie la ora 3 și 2 minute, o să pun aici screenshot, a fost plasată comanda. Atât eu cât și colega mea de muncă. Ea a avut o problemă cu adresa. Un minut. Un minut a fost distanță între comanda mea și comanda ei. Adică a a fost un minut mai târziu. Toată asta s-a întâmplat fix acum două săptămâni. Deci de pe 13 septembrie, care a fost o, viner, o vineri, vineri 13, aparent a fost foarte mult ghinion, până pe 27 septembrie, când S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Două săptămâni stat cu banii blocați. A trecut prima săptămână ok, okay. n-are Na, cum încă să livreze nu au cum încă să ajungă de urile având în vedere că ele nu au plecat nici în primul val de țări, adică până pe 20 septembrie. Pe 20 septembrie seara, eu primesc o actualizare la comandă pe Google Mobile, în care mi s-a zis ok, comanda a fost acceptată de către furnizor, Urmează detalii. 20 septembrie fiind vineri, am așteptat săptămâna următoare, luni nu s-a întâmplat nimic, între timp vorbisem cu colega mea și ea nu primise absolut nicio actualizare. La ea a rămas doar comandă plasată, în condițiile în care comenzile au fost efectiv la un minut distanță. A venit săptămâna următoare, luni, luni nu s-a întâmplat nimic, luni, luni ea încă aștepta să apară niște statusuri, niște detalii noi la comanda ei și eu la fel așteptam să văd dacă se întâmplă ceva marți marți cei de la Quick Mobile s-au hotărât să anunțe pe toată lumea prin intermediul Instagramului că au primit device-urile ei în seriu și că urmează a fi livrate către precumpărători. Tot în acel live aflu că cei care au membru Gold VIP au prioritate. Ne-a anunțat cineva până acum, eu trebuie să stau să puric site-ul lor ca să-mi dau seama că am prioritate, dacă am nu știu ce membru, Gold VIP, eu am cont, sunt afiliat cu ei, Mă aștept să fiu tratat ca orice alt cumpărător, dacă nu mi se zice expres să faci la produsul, bă, fii atent, dacă ești membru gol, dai prioritate, nu știu ce. Nu. Am aflat din live-ul lor. Live în care ei practic au făcut un unboxing la telefoane. Au fost 30 de minute în care a fost un unboxing, în care mi s-a părut, de fapt nu am să dau detalii și n am să judec tipul lor de unboxing, a fost un live whatsoever, 30 de minute în care ei au stat cu toate cutiile pe masă, aveau zeci de cutii de iPhone-uri pe masă și le mutau ușor, ușor, apoi a desfăcut unul, arăta culoare, arăta nu știu ce, timp în care pe partea cealaltă se putea afla un angajat de -al lor care practic se are rapid telefoanele și se le trimită spre cei care au făcut precomenzi. 30 de minute pierdute, după părerea mea. Și nu numai, pentru că sigur nu au fost doar 30 de minute. A fost o grămadă de pregătiri în spate acolo ca să faci un live, ca să duci telefoanele, ca să faci toată chestia asta. Nu se întâmplă. Oricum, deci hai să zicem cam o oră pierdută în care într-o oră poți face, să zicem, zic eu, 5 livrări și 5 oameni se pot bucura mai devreme de device lor, inclusiv eu și colega mea. În ziua aia i-am spamat, efectiv i-am spamat cu mesaje pe Instagram. Am stat și am sunat la Quick Mobile, am stat 30 de minute în telefon cu roboțelul ăla și cu muzică. Nu mi-a răspuns nimeni. Nimeni. Eu și colega mea în continuare trimiteam mesaje să vedem ce se întâmplă dacă primim comanda. Eu eram întrebat în continuare, sunteți membru golvi ca să știm dacă să vă prioritizăm comanda. Nu, nu sunt, sunt doar afiliat. Colega mea nici deci măcar afiliat nu era, dar suntem cumpărători. Am plătit 5.000 și ceva de lei, 1.000 și ceva de euro. Acum două săptămâni stăm cu banii blocați de atâta timp, așteptăm produsul pentru că am plătit pentru el la un minut, două de la lansarea precomenzilor, vreau prioritate. Marți seară, spre surprinderea mea, totuși, m-am simțit puțin norocos, comanda mea a fost actualizată, cum că a fost pregătită pentru a fi dată curierul. În același timp, colega mea de muncă nu a primit din nou niciun status, nimic, nicio actualizare, nada. A doua zi dimineață primesc actualizare la status, comanda a fost plasată către curier. Când mă uit pe AVB, ea fusese plasată chiar cu o seară în urmă. Adică eu în momentul în care am primit actualizarea că ea a fost pregătită, chiar a și fost trimisă la curier. Ok, până aici sună totul bine, deci ea a plecat de marți seară, marți ora 8 și ceva screa că a fost plasată, a fost predată curierului, deci atunci a plecat de, din sediul lor. Văzând asta, colega mea de muncă o înțeleg, o înțeleg perfect, îți iei rage, adică nu înțeleg ce se poate întâmpla, adică ea nu a primit nicio actualizare. Așa că începe să-i spameze iar cu mesaje. Nicăieri nu răspundeau, într-un final au răspuns pe Instagram. Te aștepți la o companie care are customer care să-ți răspundă prin e-mail sau la telefon, nici într-un caz pe Instagram. Și s-a spus pe Instagram, pe chat pe DM-ul din Instagram că ea nu a prins stocul, că a intrat în valul 2 de stoc. 1. Va, valul 2 de stoc este undeva pe 6-10 octombrie. 2. Cum să ajungem valul 2 de stoc? Să nu-ți spună nimeni asta în condițiile în care ei știau ce stoc au de la început. Știau câți precumpărători au. Știau câți membrii gold vip au, Știu tot. Și nu e ca și cum te trezești cu niște cutii de iPhone-uri în depozit. Dar ce sunt astea? Dar nu înțeleg. Dar de unde telefonă. Nu, toți știu toți știu că vin iPhone-urile, toți știu câți cumpărători au, tot, au o listă, totuși e totu vorba de metrici aici. Sunt o grămadă de date la, de care tu trebuie să fii conștient și să te ocupi să anunți omul, cumpărătorul, care a dat bani, bă, dă bani rapid înapoi, care să se poate da precomandă altundeva. Dar ce? De ce ar face așa ceva? Nu că și-ar pierde un cumpărător. Ei, bine, și-au pierdut doi chiar. Imediat vă povestesc. Și bineînțeles, colega mea când a aflat toată treaba asta, Bos, gata, nu la recomand, adică despre ce vorbim, cum să mă bagi în valul 2 fără să mă anunți de două săptămâni. Deci asta s-a întâmplat miercuri, care a fost 25, cred, da, 25 septembrie, 25, da, 25 septembrie s-a întâmplat toată chestia asta, în condițiile în care coletul meu apărea ca fiind pe drum, cumva, ca să înțelegeți, fac comenzi online de un an și ceva, cred, și ca și curier am colaborat cu Fan curier, cu Urgent Cargus, cu Same Day, cu o grămadă de curieri, am primit pachete de la diverse companii, firme, etc. Și majoritatea, dacă pleacă azi, nu contează de oră, ajung a doua zi, pentru că ea și este un hub destul de mare, nu este nevoie să se, nu este nevoie de un drum kilometri în plus. Am aflat mai târziu, se pare că al meu colet, a făcut tranzit din Baia Mare în București. Adică, nu știu dacă vă imaginați harta, unde este Iașul, unde este Baia Mare și unde este Bucureștiul. De ce? În momentul ăla când am văzut, mi s-a părut, ceva, mi părut că ceva nu este ok. Oricum, mai așteptam ca miercuri să ajungă. Dacă a fost expedia mai, mă așteptam ca miercuri să ajungă. Dacă nu dimineața, pentru că fac curierul cel puțin în zona în care lucrez eu, pentru că eu îmi dau comenzile la muncă, în zona în care lucrez eu, fac curierul vine de două ori. Vine o dată dimineața pentru coletele care ajung în timpul nopții sau spre dimineața și mai vine o dată după mează pentru coletele care ajung în restul primei părți ale zilei. Nici în prima parte a zilei, nici în a doua parte a zilei, fancurierul curierul nu mi-a adus niciun colet. A zis că ok, dacă a făcut tranzit în București, probabil na, a făcut un ocol, o să ajungă joi. Și joi sunt ok, sunt, îl am cu o zi mai devreme, măcar cu o zi. Să pot face ceva, da? măcar pun un story pe Instagram, măcar fac ceva productiv, dar să ies puțin în evidență, să ies puțin din bula asta așa de cumpărător normal. Pentru că tot, tot ceea ce am făcut și tot efortul pe care l-am depus a fost pentru voi. Să vă ofer content mai rapid, să vă ofer content bun și de calitate și să vă arăt ce poate face device-ul ăsta într-un timp util. Să, dacă făceam asta peste o săptămână, deja internetul era oricum plin și o să fie. Deja este plin de review-uri de genul ăsta la un iPhone 11 Pro. Dar eu voiam să fac asta și să, să fac un pas în plus, da? să fac o diferențiere față de restul. Cel puțin asta am încercat eu. Revenind la colega mea, ea a anulat imediat comanda, deja aștepta să-și primească bani înapoi. Între timp, am zis că facem în felul următor. În Iași, de curând, cred că este un an și ceva, zic de curând, iStyle și-a deschis un sediu într-un mall din Iași, în Palace. Dacă nu știți ce este iStyle, iStyle este practic un premium reseller Apple în România. Sunt mai multe sedii, este și în București. Premium reseller, adică ei vând produsele Apple în condiții premium și am fost la iStyle ca să fac o rezervare de două telefoane pentru că intuiția mea îmi spunea că bă, ceva nu e ok. Hai să mă asigur că eu măcar vineri o să am device-ul, chiar dacă este data oficială a lansării, măcar să l-am, măcar în ziua aia să l-am, măcar în data oficială. M-am dus rapid la iStyle, am vorbit cu un angajat de acolo, mi s-a zis că ok, ce model doriți, ce culori, ce așa și am zis că vreau un Midnight Green și un Silver, două modele de 64 GB, 11 Pro, simplu. Ok, se rezolvă, nu știu ce, m-a trecut într-o listuță, rezervat, bun. Joi dimineața eu am sunat la fancurier ca să mă asigur că urmează să vină coletul, măcar să fac niște pași, să, să, să vorbesc cu cineva, să mă asigur că dacă nu să mă îndrept spre altă direcție, să știu de treabă. Când sunt joi dimineața la fancurier îmi zice că da, a fost scadat astăzi dimineața în Iași. A, perfect, la ce oră? La șase. A, deci trebuie să vină cu primul transport. Perfect, eram deja fericit, am reușit, totul e bine, totul e frumos. Vine primul transport de fancurier, Salut, mă duc la el, ai ceva pentru mine? Nu. Poftim? Nu, nu. În momentul ăla am sunat iar la fancuria și mi s-a zis că a fost canat cu o zi în urmă, în București, joi dimineață în Iași și joi la amiază la ora 12.01 a fost canat iar în București. Hmm. Vi se pare ceva dubios? Mie da, mi s-a părut maxim de dubios. Și ai zis că ok, nu mă bazez pe ce îmi spune tantea aia la telefon, mă duc la sediu fancurier. M-am dus la sediu în Iași, și cred că o să mă țin în minte fan curierul pentru micul scandal pe care l-am făcut eu acolo. Nu știu dacă știți, dar acum ceva timp a fost apărut și un comunicat de presă, dacă îl găsesc îl las în descriere, în care o companie destul de mare din Iași, nu o să-i dau numele, toate că o să apare și în articol, da, o companie destul de mare din ea și avea iPhone-uri de vânzare. Și o fată, o femeie, s-a dus să-și cumpere un iPhone. A avut prezența de spirit ca în momentul în care angajatul acelei companii a dus telefonul la pupitul acolo să-l plătească, a vrut să-l deschidă, să desfacă cutia în magazin. În momentul în care a desfăcut cutia în magazin, în loc de iPhone, cutie sigilată, în loc de iPhone, se afla un cartof. Efectiv, un cartof. Sper să nu greșesc povestea, dar un cartof într-o cutie de iPhone sigilată. S-a făcut anchetă, s-a descoperit că de fapt un tip de la curier, un angajat al firmei de curierat, era mână în mână, colabora cu cineva care sigila cutii, ducea, înainte să ducă transportul la destinație, ducea mai întâi cutiile pe la el, scotea device-urile, pune altceva în loc ca să dea la greutate și ducea device în magazine sau la destina destinație. Bă, știind povestea asta, având povestea asta undeva aici, tot capul meu răsunat de povestea asta, cum să nu ți se pară dubios când din Baia Mare, în Iași, E un drum de 8 ore. Sunt atâtea huburi principale de fan curier. Ei au făcut tranzit prin București și nu mi-a ajuns după două zile. Sunt atâtea huburi importante, sunt atâtea huburi principale între Baia Mare și Iași. Și este Suceava, cred, este Timișoara, cred că și la Cluj. Nu știu exact cum sunt poziționate, dar din ce am înțeles, oricare dintre astea două ar fi fost mai fezabil decât Bucureștiul. Ceva a fost ciudat și nu avea cum să nu mi se pară treaba asta. Dacă vă nu vi se pare... <laughs> mie nu mi-a sunat deloc bine, având toată povestea asta. Și la fan am povestit toată treaba asta și le-a zis că dacă mie coletul nu mi-ajunge mâine, adică vineri, îl dau ca dispărut, fac reclamație și nu știu cum o să se rezolve toată treaba asta. Chiar începusem să mă enervez pentru că nu este vorba de o pereche de role, nu este vorba de o bicicletă, cu toate că sunt și biciclete la prețul ăsta, dar este vorba de 1000 și ceva de euro, dolar, mă rog. Este vorba de un device destul de important, destul de scump. Nu putem face așa ceva. Și evident că nici joi nu mi-a ajuns produsul. Joi când am văzut că n-am nicio șansă să primesc produsul mai, cu o zi mai devreme, m-am dus iar la iStyle ca să-mi confirm rezervarea, să-mi confirm rezervarea produselor. Când ajung la iStyle, un alt angajat, încă nu mai era același, un alt angajat îmi spune că da, device-ul dumneavoastră pe mine green nu mai este valabil, rămâne doar silver, doar varianta colegii mele. Poftim, a făcut o rezervare cu două zile în urmă. Acum nu mai este valabil. A, că a venit listele de precomenzi, că nu știu ce, și a fost împins în jos și asta este, nu mai prindeți. Aha. Ok. Dar eram ok, măcar pot să rezerv telefonul colegii este ale mele, ea se descurcă și văd eu ce fac în continuare. Într-un final, într-un final, am reușit, am vorbit cu cineva de la Altex, un băiat care am înțeles că este reprezentant de Apple. Îți mulțumesc încă o dată pe calea asta, dacă ajungi vreodată să la clipul ăsta. Mi-a rezervat device-ul, pentru că el nu avea cum să mi-l dea cu zi în urmă, pentru că nu, era în magazin, era, dar trebuia lansat la data oficială de lansare, dar mi l-a rezervat și mi-a dat un iPhone 11 Pro Max. Într-un final, vineri a ajuns coletul de la Quick Mobile. Ce am făcut cu coletul de la Quick Mobile? Retur instant. M-am uitat puțin la el, doar m-am uitat să văd dacă în ce stare este și cam ce s-ar fi putut întâmpla cu el. Nu părea a fi desigilat, dar în schimb era destul de zgâriat, era destul de lovit. Nu voiam să știu ce se află înăuntru, nu am vrut să mă ating efectiv de el. Așa cum a plecat de la ei, așa să se și întoarcă, pentru că eu nu mai vreau. Nu mai vreau să am de-a face cu Quick Mobile. Încă o dată, îmi pare rău că am promovat. Nu vă zic să nu mai cumpărați de la Quick Mobile. Doamne ferește, pentru că am cumpărat și eu înainte și au fost ok. Dar dacă mai faceți vreodată cumpărături, mai ales precomenzi de la Quick Mobile, mare, mare atenție și grijă. Și într-un final, eu m-am ales cu iPhone 11 Pro Max și urmează niște review-uri interesante. O să fie mai multe clipuri care o să apară probabil săptămâna asta și săptămâna următoare. O să postez așa mai random. Și colega mea s-a ales cu un iPhone 11 Pro Silver. Asta este. Mi-aș fi dorit, chiar mi-aș fi dorit și vreau să vă transmit asta, mi-aș fi dorit să fac asta mai devreme, mi-aș fi dorit să ajungă la voi clipurile mai devreme, să pot face asta, pentru că este un device destul de important, am vrut să fac asta mult mai repede. Dar eu vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că sunteți aici, vă mulțumesc că mi-a acceptat și poveștile mele. De astea mai triste puțin, dar cumva sunt ca să vă atenționez, să aveți grijă pe viitor, ce mi se întâmplă în mie se poate întâmpla oricui, sper să nu, dar există șanse nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Și puteți să mă căutați și pe Instagram, de fapt chiar vă rog să mă căutați pe Instagram, vreau să facem mulți follow pentru că acolo postez altfel de chestii, postez niște b mai postez niște poze interesante, o să postăm poze făcute cu un iPhone 11 Pro Max și ne vedem în clipul următor de acum. Eu v-am pupat! Pa!